Bun salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la un nou episod din frumoasa noastră carieră cu FC Vaslui din Liga a doua din România, unde vom primi tineri jucători de la Academie, plus că avem un meci destul de ușor cu Buzău, avem meci cu ultima clasată, meci cu Metaloglobus care se află deasupra noastră și cred că vom intra direct la meciul din Cupa României. Dar înainte să trecem la episod, nu uitați acolo să apăsați forță pe butonul de like și să strângem cel puțin 500 de like-uri ca să apară episodul următor din cariera asta, care mie cel puțin îmi place extraordinar de mult și o să o continui. Este cariera mea preferată. O să încerc să transform cariera aceasta într-una foarte, foarte faină și totuși o să am ceva mici dificultăți. N-am mai filmat nimic de o săptămână. Clipurile pe care le-ați văzut între timp au fost filmate din timp. N-am mai intrat în cariera aceasta din 8 mai, dacă nu greșesc. Mai întâi de toate avem tineri de la Academie din Brazilia și avem pe Alex, unul bun, Alex Ramos, un nume interesant, iar Cabral cu Alvarez, cu Reis, Diego cam slăbuți, 150, na, nu merge. Măcar bine că avem un brazilian destul de interesant, pe care avem un moldovean care sigur e cam slăbus, dar îl vom analiza cel puțin, iar la jucătorii noștri români, Codreanu, poate Răducanu, pardon, iertați-mă, Radacanu, slab, Mircea sigur este slab și Mocanu, Iosif, toți slăbuți. Iar dacă ne uităm acum, moldoveanul nostru se pare că are un OVR mega, mega scăzut, deci nu ne interesează și a mai rămas cu jucătorul acesta român, care măcar are ceva viteză. Ne pare rău, băi, Codreanu, și am rămas Alex Ramos, un nou brazilian. Doar se putea, trebuie să avem foarte, foarte mulți brazilieni, iar dacă îl punem ca right winger, se pare că durează doar 3 săptămâni. Îl punem și cine știe cum ajunge rapid la un 60 UVR și poate îl vindem. Na. Măcar la prima vedere pare că îmi primim un jucător cu potențial. Avem meci cu FC Buzău, o echipă interesantă cu Chică Roșă în atac. O să ne axăm această carieră să jucăm mai mult cu echipele de tradiție, cu echipele mai sus clasate, așa că eu aș da un quick sim, sincer să fiu, unde vedem că scoatem un 2-1. Cristea bagă dubla, dar și un cartonaș galben alături de Marquinhos. Cred că avem o mică problemă. Ce s-a întâmplat cu Lucian Țămărtean? What? Ceva mici dificultăți tehnice, dar se pare că am rezolvat problema. Revine Lucian Sămărtean, antrenor. A fost un alt băiat în probe, iar aici, din câte se pare, Rivaldinho este jucătorul lunii în Liga a doua din România. Se pare că FC Vasluiu cu Petrolul sunt cele mai bune echipe. Urmează pe acolo și un Hermannstadt. Duelul este destul de strâns. Realitate, Concordia Chiajna, dacă nu greșesc, totuși se află pe locul 5 și este la baraj cu Chindia Târgoviște. Sper că nu greșesc, dar în cariera noastră se află foarte, foarte jos. O idee ar fi să simulăm meciul acesta tur, între ghilimele tur, și să jucăm după aceea la final. Da, nu știu exact care este situația. Intrăm în meciul cu Metaloglobus, o echipă foarte sus clasată, care jucăm împotriva lui Herea, dar și lui Herea împotriva jucătorilor veteran, cu Vraciu pe acolo, cu Sârbu, cu Răuță. O să fie un meci foarte, foarte tare, iar echipa noastră va fi cea clasică. O să intrăm așa, după care probabil ulterior o să facem câteva schimbări. Jucăm la ora 13, tot pe stadionul municipal Vaslui, și vedem acolo recordul golurilor în Liga a doua din România. Avem foarte, foarte multe goluri de dat. Stadionul municipal Vaslui și haideți în marea partidă, unde sperăm să jucăm acest episod și în echipamentul alb. Jucătorii cu experiență, bătrânei de la Metaloglobus, se pare că știu acolo să creeze un atac. Îl vedem pe Sava mai departe. Mom, câți jucători! Iar Cuciac apără senzațional. Dar schimb, îl vedem pe Bach Traore, care îi pasează aici la Ovidiu Perianu, jucătorul, băieți, jucătorul furat, am pus acolo un titlu, de la FCSB. Și Lazar dă un țăf, nici măcar am mai încercat acolo un finez, o execuție excelentă. S-a apropiat de portar și a dat direct cu țâful. Pentru Liga a doua din România înseamnă că ne-am format cât de cât o echipă bună, chiar dacă la început am avut înfrângere egal,
Dar în ultimul timp avem doar victorii, 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 iar Rareș Lazar, fost jucător la Academia celor de la Tottenham, marchează al doilea gol din 8 partide în Liga 2 din România. O să va mai departe înapoi la Pandele, să vedem ce vor face apărătorii noștri. Bine că am avut până acum parte de penaltiuri în această carieră. Sovo! Cu un șut puternic, dar cu ceac. Revine în formă aici la FC Vaslui. Florică, una puternică. Dar stați mă, că cei de la Metaloglobus sunt pe noi. Noi am avut gol dintr-un contraatac și atât. Într-un final se restabilește egalitatea destul de rapid. După multe ocazii, jucătorul acolo am văzut Metaloglobus marchează, așa scria pe tricou, după care a venit alt jucător Metaloglobus și încă un jucător Metaloglobus, mă bălăbăi, nu pot să pronunț numele de foarte multe ori. Video Herea, mamă, dar ce au făcut adversarii noștri? Stați, bă, puțin, înțeleg că sunteți pe locul 3, dacă nu greșesc. Ați fost pe 2, dar chiar sunt pe noi. Oare a fost vreun mic offside sau ce? Nimic, nimic, nimic. Un nou corner, hai Florică, bravo, trimis lui Cristia și... Aici ce facem? Așteptăm. Nu o să putem trece. Rareș Lazar la golghetă. Ce bine, întoarce acolo Rivaldinho. Dar pierd într-un final balonul. Vrea ce mai departe. Bă, dar e un meci foarte greuț. Iar după câteva ocazii destul de mari avem și probabil ultimul nostru atac. Rivaldinho mai departe. Spațiul liber aici. Cristea încearcă finesul. Dezastruos. Se încheie prima repriză, mă gândesc că este dreptaș, noi am cercat acolo cu stângul. Se putea și mai rău, uite, FC Buzău are 1-0 cu Steaua, 0-0 FCU Cluj împotriva lui Petrolul Ploiești. Meciuri interesante, Concordia Chiajna probabil ajunge să aibă parte și de prima victorie. Mendy se duce la United, eu nu sunt atent. Ovidiu Perianu care are viteză, Ovidiu Perianu probabil are cu primul assist din Liga 2, încă nu... Dar măcar face un atac frumos, Cristea, eu îi dau să șuteze din prima, el preferă o preluare. Așa este când ai jucător de 60 CVR, dau să șuteze din prima, nu ascultă comenzile, hai să blocăm, bine acolo Lazar, zeul Lazar, Cristea, tot la adversar, dar suntem dominați. Nu știu dacă chiar merităm victoria în această partidă. Herea, mai tânărul Herea, atacantul, este deposedat. Dar avem nevoie neapărat, băieți, de câteva schimbări. Dariu! Bun, bine că trimite pe lângă poartă. M-am panicat puțin. Deci deja echipa este moartă. Va intra mai întâi Balaur. Va intra Buleică pe partea dreaptă și va intra Orbăla, nu, Mitrea și lăsăm atacul fix la fel. Facem schimbări doar în defensiv, te-l vedem acolo și pe Lucian Sămărtean, le dăm un sfat băieților, hai că putem acum. Mitrea, hai, fost la Academia lui Inter, am fost acolo, trebuie să faci o treabă excelentă, pasă bună, ce trece acolo, Lazar! Și cu al doilea sau al treilea șut pe poartă, nu cred că nu a fost gol. Lazar aproape de dublă, dar vedem acum pe aproape. După schimbările în defensivă, se pare că stau mai mult de data aceasta să se construiască. Herea aproape, du-te acolo, blochează-l. Sava mai departe la Decar, nu... Bă, ce-a scos pe Kuciak din nou eram sigur că este gol. Lazar se întoarce, te-l vedem pe Cristea, pasă la Marquinhos, brazilianul Marquinhos, lasă marcatorului, șut din prima și scoate din nou portarul. Doamne, ăsta a fost duelul portarilor și ce o risc acolo, dar din păcate nu reușim să o luăm. Ce meci. Mitrea la Marquinhos, pasă printre el, vedem pe Rivaldinho la Cristea, de cor! Am văzut-o în poartă. Cristea de carul, Cristea, ce frumos a șutat-o aici. Oamne, din nou cu execuție. Excelentă. Și chiar că a fost doar un meci de Liga 2, a fost un meci foarte frumos cu multe ocazii. E bun și egal într-o asemenea partidă. Și faul, mă gândeam că se fluieră. Sau m-am gândit eu rău, nu, chiar s-a terminat partida brusc. Lucian Sămărtean pe teren, puțin cam obosit, mingea plutea pe acolo, nu-i problemă. Foarte, foarte multe ocazii și save-uri. Gavrilaș a apărat senzațional pe final, un meci
pe de o parte, frumos, posesie aproape de 50-50. Putem să spunem și noi acum adio la victoriile acelea consecutive. Concordă chiar și dacă prima victorie Buzău bate Steaua, Rivaldinho ajunge la potențialul lui maxim și face 65 OVR. După care urmează meci cu Concordia Chiașna, echipă de play-off. Nu știu dacă jucăm acest meci în acest episod. Probabil dacă ulterior o să ne mai întâlnim cu ei, o să jucăm. Pentru că în cariera noastră grupa este de tur-retur și pe ultimul loc, datorită unei singure victorii, au ajuns pe locul 16. Dar sperăm să ajungă în viitor mult mai sus. Voi cu Deac și Lulacu acolo în atac, cu Roșu capitan. O echipă foarte bună, băieți, sincer vă zic. Totuși nu-s degeaba pe locul 5 și au prins loc de baraj. Dăm o nouă simulare împotriva acestei echipe, unde scoatem un 3-1. Marc la ei se accidentează. Cristea din nou cu dubla în simularea noastră, dar Sântean, atacantul nostru de rezervă, marchează și el un gol. După care intrăm într-un meci mult mai important și vom avea duelul împotriva primei echipe din Liga 1 din România. Acest jucător nu a crescut absolut deloc, tot spunem puțin aici. Din câte se pare, brazilianul pare să aibă ceva potențial. Probabil are, dacă nu greșesc, 78 potențial. Pentru că cifra dintre 66 și 90 ar fi 78, așa am dedus eu. Va fi promovat la prima echipă totuși, dar va fi pus și pe lista de transferuri spre dezamăgirea lui. Îi dau acolo tricoul cu numărul 28 și dacă primesc oferte, va fi vândut direct. După care avem meci cu Farul, Constanța, Lucian, Sân Martean. Se va întâlni cu echipa lui Gheorghe Hagi. Jucăm la noi acasă. Pitu, Hefte și Iancu. Mamă, împotriva noastră. Ciobanu, jucător pe care o să-l cumpărăm în sezoanele următoare pentru că este din Vaslui. Ciobanu va juca împotriva lui FC Vaslui. Îl avem și pe Brănescu în poartă. Brănescu, fostul portar a celor de la Juventus și fostul portar a celor de la Puliaș. Au o echipă extraordinară, băieți, cu The Noer, cu Nedel, cu Bobo, cu Grameni. Primează un duel foarte, foarte tare. Îl vedem și pe Francis Cristea cu 4 goluri în ultimele 3 partide. A marcat dublă, nimic, dublă. Circăm la noi acasă cu Nocturna pornită după atâta timp. Ar fi fost și cazul. Vedem jucătorii și am uitat să intrăm în echipamentul alb, dar cum n-aveam cum să jucăm împotriva lor în alb, poate în episodul următor de acum. Ca să formăm o legătură și în acest match, Rivaldinho a jucat la Viitorul, actuala Farul Constanța, iar Hefte, spaniolul, trimite direct în plasă. V-am zis că Rivaldinho la început de carieră, ba nu, nu la început, mai întâi a jucat la Dinamo, după care s-a adus la Viitorul, unde a fost antrenat de Gheorghe Hagi. Și hai să-l vedem ce l-a învățat Hagi pe acesta. Pitu nu este blocat acolo de către Bachtraore. Șut printre apără Cucea, excelent. Pasă din prima pentru Lazar. Lazar încearcă la Buziuc, dar se vede că o echipă mai bună. Bine acolo Soares. Avem și câțiva jucători extrem de bătrânei cu experiență ca să ajute echipa. Cristea îi trimite lui Lazar. Se duce Lazar. Lazar împotriva fostului jucător de la Puria și încearcă acolo o pasă și o forfecă din către, se pare, Boboc. Se poziționează excelent. Am zis să nu șutez din prima și să o pasez, dar cred că rău am făcut. Grameni, tânărul Grameni, pasează direct lui Darius, pasă mai departe la Iancu și este blocat excelent. Iancu, vedem o pasă printre mai mulți, Bachtraore o centrează la sigur, Hefte cu capul de la mare distanță. Ce meci, băieți, ce meci greu, dar vedem pe Cucea care o pasează direct lui Buziuc și are balonul în continuare. Buziuc versus Boboc, nu vrea să paseze deocamdată, îl vede acolo pe Rivaldinho singurel și peste poartă. E apreciat că oricum nu joacă chiar cu toți titularii, de exemplu Farul nu-l mai are pe Aioani în primul 11, Alexis Pitu, mamă, da. Se joacă puțin cu Bachtraore, cred că o să-l schimbăm în cea de a doua repriză. Hefte la Cioban, nu! Apără excelent din nou Cucea, dați-o mă de frică. Iancu, bine acolo Cucea, că minutul 42, du-te Buziuc, dar nici Florica nu reușește să treacă. Hefte, o pasă excelentă, Grameni, trimite un șut puternic, iar Farul Constanța deschide
scorul. Aoleu, superbă e acolo marchează. Da, meci frumos, meci greuț, trebuie să ne chinuim. S-au jucat cu noi și asta, na, nu putea să fie scoasă. Din păcate, Gramenii marchează primul gol din Cupa României. Urmează ca imediat să facem și câteva schimbări. Nici n-am avut timp să mai înaintez, s-o fluierat imediat. FCSB are 3-2 cu Selimbar, Mioveni 4-2 cu Poli Timișoara, Viitorul Târgu Jiu cu Rapid 0-0, iar Ripensea cu Sepsi tot egal 1-1. Soarez va ieși, din câte se pare. Mai stă Buleică puțin pe tușă. Și să vedem dacă îl băgăm puțin pe Dobrogeanu, pe moldoveanu Dobrogeanu, dacă tot, să scape acolo frumos pe contraatac. Sincer să fiu, nu prea am avut parte de o dominație totală, au jucat clar mai bine decât noi, dar na, ne-am bătut și joc de faza aia în care am scăpat pe contraatac. Ciobanu dă pe lângă minge, v-am zis că ține cu noi în această partidă. Am încercat acolo Perianu, dar nu prea a reușit. Cel mai urmărit jucător în acest moment este clar marcatorul. Cucea capără din nou. Ciobanu frumos la Iancu. Ciobanu din nou înghesuială, iar Balaur poziționat excelent. Florică mai departe, mingea este la Buziuc în acest moment. Se duce Buziuc. Să vedem cui va reuși. Oare lui Marchinhos? N-ajunge Marchinhos, se pune în fund. Centrare excelent acolo pe contraatac. Ciobanu la Hefte. Hai blocați. Bine. Nu. Pitu scapă. Iese puțin. Și bine că nu o să sări mingea. Ori faultăm, ori nu știu ce o să facem. Balaur trebuie să intervină mai urât. Dar nu în careu. Hefte. Puțin faultat acolo. Trebuie să scoate mingea pentru a ne arunca pe atac. Sau poate nu este nevoie, poate reușim chiar în acest moment. Din nou Buziuc ajunge la balon. Buziuc l-așteaptă acolo pe Cristea. Cristea nu o trimite excelent. Cristea nu o prinde excelent. Pasa nu a fost chiar atât de bună. Și ne aruncăm direct pe ultra-atac. Mijlocul. Lazar, Perianul, Cristea, Marchinhos. Să vedem pe cine se pune mare pe Sântean. Pe partea stângă va intra totuși Dobrogeanu și mai avem dreptul la o singură schimbare. Cred că mai bine pentru noi este să-l punem pe Perianu aici. Uite, cred că așa vom face mai bine. Tereanu, Balaur, Perianu. Și pe mijloc va intra Mitrea și acestea sunt schimbările noastre. Atacul cu cine să fie? Cine să fie atacantul? Marchinhos sau Buziuc? Va fi Buziuc pe stânga. Nu, și gata, am stabilit. Rivaldinho, Marchinhos în atac, Cristea, jucătorul cam, Buziuc, Lazar, Mitrea, Dobrogeanul, Perianu, Balaur și Tieranu. Acestea sunt schimbările noastre și ne aruncăm direct pe atac, totul sau nimic în Cupa României. Lazar îl vede frumos pe Marchinhos. Marchinhos, bară pe ceva slui. Nu cred. Și acum pot scăpa, mă gândesc pe un contraatac sau nu. Du-te, Dobrogeanule, du-te, pasă mai departe. Bară și pe... Clar, nu mai avem apărători când ne-am aruncat pe atac, dar noi am dat bară, ei dau bară și uitați ce se întâmplă. Cucea acolo extrem de supărat, îmi dau și seama de ce. De ce au făcut apărătorii mei lentuți? Bară, sare mingea direct la el. Încercăm oricum din nou, chit că suntem conduși cu două goluri. Hefte din nou cu contraatacul, pasă mai departe Ciobanu, 3-0, ne-am aruncat cu toată echipa pe atac. Probabil era mai frumos dacă pierdeam doar cu 1-0, dar am riscat totul, sincer să fiu. Marchinhos frumos, uite, îl vedem acum un fines, intră golul, ce-a fost asta? 3 goluri într-un minut. Probabil am dat cel mai frumos gol în această carieră, chiar dacă nu s-a văzut foarte, foarte bine. Dar nu, din păcate nu cred că mai avem șanse. Capă băieți pe contraatac, apărătorii noștri sunt lenți, atacanților sunt rapizi. Uite, Aperianu intervine excelent din nou. Minutul 89, Dobrogeanu se mișcă greuț, probabil este acolo și accidentat. 3-1 în Cupa României, 4-1 în Cupa României. Ciobanu bagă direct dubla. Ploaie de goluri fix pe final, vedem cu jucătorii lor joacă și mega defensiv, dau pas la portar în spate. 4-1, suntem eliminați din Cupa României, dar la o echipă care trebuia a revenit în Liga 2, na, pretențiile nu puteau să fie foarte, foarte mari. Dar vreau totuși să văd, Rivaldinho a marcat, am crezut că, Marchinhos a fost cel care a marcat, dar Rivaldinho îi pasează, Marchinhos frumos, excelent, fines, bine Marchinhos.
Asta este de acum, suntem eliminați și, păi băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Bioveniu, FCSB-ul, viitorul Târgu Jiu, trece echipele acestea, de fapt, trec mai departe. Noi rămânem pe locul 2 deocamdată, urmează meci cu Miercurea Ciuc, pe care o să-l jucăm. După care o să ne mai vină câțiva jucători la Academie, dar meciul următor, cred că chiar, o să începem să jucăm, cred că, 3 meciuri per episod, vom vedea. Dar ce este important, dacă v-a plăcut acest episod și veți episod de continuare, nu uitați acolo să apăsați forță pe butonul de like, pentru că urmează câteva lucruri foarte tari pe acest canal, urmează câteva surprize, câteva clipuri foarte tari, upgrade-uri și vine vara, deci foarte, foarte multe clipuri. Nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like pentru acest episod în care am jucat în campionat, am jucat în cupă, am adus un tânăr brazilian de la Academie. Pe băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!